Inima mea este plină de bucuria misterului. Inima mea răspândește 1000 de valuri. Fiecare celulă prinde aripi și zboară deasupra lumii. Fiecare caută miile de chipuri ale prea iubitului. Bine v-am regăsit, prieteni, nevăzuți de aștiuți, în Maria Gheorghiu și de la această oră suntem din nou împreună pe 98 București FM și online pe www.bucureștefm.ro. Am început această ediție a Întâlnirilor Capitale altfel, cu un poem al celui mai mare poet al iubirii, unul din cei mai mari poeți mistici ai tuturor timpurilor, este vorba de Rumi, pentru că astă seară intrăm într-un univers aparte. Invitata mea este o femeie frumoasă, specială, profund spiritualizată, un om pe care ți-ai dori să-l ai mereu aproape pentru că știe să fie un bun prieten și are forța de a-ți transmite bucuria vieții, dar și să-ți arate drumul care să te scoată la lumină când te rătăcești. Da, ea este Isabela Barbu, Bela pentru prieteni și Jezebel pentru cei care iubesc arta ei scenică. Eu în această seară vreau să vorbesc și cu Bela, dar și cu Jezebel, pentru că ambele au mesaje puternice de transmis. De altfel, artista a mai fost invitată în urmă cu 2 ani la mine în emisiune. Între timp s-au întâmplat, știți foarte bine, foarte multe lucruri și deloc plăcute. Atât de multe lucruri rele s-au întâmplat pe planetă și în viețile noastre, dar și lucruri bune. Și cred că în viața ei de artist se întâmplă lucruri bune. Așa că vrem să aflăm ce mai face Jezebel. Bine te-am regăsit, Bela! Bună seara, Maria! Bine te-am regăsit! Bună seara, stimați ascultători! Îți mulțumesc tare mult pentru invitație, mă onorează! Da, 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 întotdeauna este o bucurie să stau de vorbă cu tine, chiar și prin telefon. Din afișele lunii martie, pentru că suntem încă în luna în care femeia este sărbătorită, am desprins 2 diferite din punct de vedere al artei tale scenice și mă gândesc acum la premiera absolută prin natura spectacolului, spectacolul Incantații, un spectacol, așa cum ai spus, cu un caracter ezoteric. Iar cel de-al doilea, care va fi în 17 martie, este unul deja cunoscut publicului bucureștean, de la Maria Tănase la Edith Piaf prin Micul Paris. De fapt, despre spectacolul ăsta, dacă mi-aduc bine aminte, am vorbit și în urmă cu 2 ani, când ai fost din nou invitata mea. Eu acum vreau să vorbim și despre asta, dar și despre viitoarele tale proiecte, cel de Fado, cel de muzică lăutărească și ce mai ai tu, pentru că ai multe, ești neliniștită. Da, perioada aceea pe care ai amintit-o întreagăt pe numele ei pandemie. Așa, nici n-am vrut să-i pronunț numele. Da, să fie uitată sau să fie un semnal așa de atenționare pentru ce ni se poate întâmpla. Așa, da, 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 da. Dacă nu suntem atenți ce mânuim prin laboratoarele lumii. Așa, e și un semnal ca să știm să ne bucurăm de viață în fiecare clipă. În fiecare clipă. Exact, am murit un drăgușor acum. Da, a fost o perioadă neliniștită. Pentru mine a avut și valențe pozitive. Am norocul de a locui într-o zonă liniștită, la țară. Unde locuiești în Germania, să mai spunem, pentru cei care poate n-au ascultat emisiunea noastră de acum 2 ani. Da, m-am mutat în urmă cu 6 ani, dar după cum știi și publicul meu știe, vin lunar în România pentru concerte, pentru că rădăcinile tot acolo sunt și mă trage ața acasă. Dar mă simt bine și aici, sunt gazde minunate și este a doua mea casă, devine casă de suflet deja și unde s-au legat prietenii spectaculoase, pentru că am plecat ca tot românul cu părerea preconcepută că nemții sunt reci. Așa. Cunosc. Tatăl meu a locuit în Germania, îți spun sincer, așa că știu foarte bine despre ce vorbești. Este doar o legendă, cum așa și despre noi. Bine, există o formă de adevăr în toate lucrurile, însă nemții sunt foarte deschiși atunci când ajung să te cunoască și ce apreciez foarte mult la ei
este faptul că nu interesează cine ești, ci interesează cum ești. Și dacă le-ai câștigat încrederea, o ai pentru toată viața. Așa, minunat spus. Revenind la perioada aceea de tristă amintire, cum tânără și neliniștită încă mă simt, sau mă rog, neliniștită sunt încă, am avut timp să pun lucruri la cale și, cum știi, am început un proiect de tango în memoria tatălui meu. Uite, asta n-am știut că ai făcut lucrul ăsta în memoria tatălui tău. De ce? Pentru că tata mi-a trezit gustul pentru muzică și mai ales pentru tango și mi-amintesc cu nostalgie și cu iubire de momentele în care mă purta în brațe mică fiind și dansa tango cu mine, iar apoi mai mare fiind mă ținea pe labele picioarelor și dansa cu mine când am început să merg. Da, să mă minunat. Pe picioare. Spune-mi, te rog, tu de unde ești de fel? Unde ai crescut? Unde te-ai născut? Unde ai crescut? Am crescut în București, dar sunt născută în Tulcea, pentru că tata era impregatul gării din Tulcea, mama era educatoare la Cobadin, s-au întâlnit și s-au iubit cu foc și așa am apărut eu. Și a fost un periplu de un an Tulcea, apoi 2 ani în Fetești, tata cu jobul la Regionala Căi Ferate Fetești și de acolo Regionala Căi Ferate București, pentru că și-a dorit să ne aducă în capitală, unde se întâmplă majoritatea lucrurilor, unde puteam să urmez școli înalte, unde aveam acces la muzică, la teatru, la concerte, la... Aici București, România, ora exactă. Capitala. Exact. De aici se dă ora exactă, clar. Bine, să nu subapreciem și celelalte orașe etalon pentru cultura țării, Iașu, absolut, Timișoara. Absolut, și chiar Craiova, da. Chiar și Constanța, Craiova, da. Oradea, sunt multe. Da. Nu vreau să minimizez aportul niciunei regiuni la ce înseamnă cultura română. Oricum, Bucureștiul alchimizează tot ce reprezintă România. Așa că este cumva punctul de atracție, punctul central. Da, am vorbit despre tango, deci proiectul căruia te-ai dedicat a fost acesta, în primul rând, tango. Da, știu că atunci când am ascultat și eu Tango Ireal, cel care, din câte știu, e primul pe care l-ai scris, este primul scris de tine, da. Și da, urma să apară un album. Da, urma să apară un album, din păcate... Puterea mea financiară este excedată de costurile pe care le incumbă producerea unui album. Nu am un producător care să fie interesat de mine și nu am găsit niciun sponsor pe această cale. Dacă vă place muzica pe care... Bine ai venit în club! Pe această cale, lansez în eter universului o rugăminte, o întrebare. Nu e niciun sponsor iubitor de tango care să dorească să sponsorizeze acest album. Este un album pe care îl realizez în colaborare cu Mariano Castro, care este argentinian. Da, știu, l-am avut invitat în emisiune, cântă și cu Analia Selis, da, excepțional, exact. Da. Și este un orchestrator, un muzician fenomenal, este un orchestrator extraordinar și singurul din România care poate orchestra și care cântă tango argentinian, el fiind pianist de tango argentinian, dar și chitarist în același timp. Și, într-adevăr, produsul pe care el îl oferă este un... La standarde cele mai înalte. Așa, da. Cele mai înalte. Și am avut, de asemenea, bucuria să o am alături pe Sandra Redder, care mi-a compus versurile și care îmi scrie versurile pentru toate tangourile. De asemenea, albumul va conține și un tango pe care regretatul Ioan Ghiuri Pascu l-a compus pentru mine și pe care îmi spunea: mă, fată, mă, du-te și înregistrează, că tu prea ești perfecționistă, nu o să reușești să termin niciodată un album pentru că tu vrei să fie nu știu cum. Da, așa e, să știi că ceea ce-l primește pe Ioan Ghiuri Pascu, așa este. Da. Și uite, îi mulțumim de aici, din dimensiunea asta în care suntem acum, îi mulțumim că, cel puțin eu îi mulțumesc că datorită lui am aflat cine ești. El știu că te-a încurajat să renunți la tot pentru scenă. Da. Și mi-a vorbit foarte mult despre tine, da. Și datorită lui Ghiuri, îi mulțumesc pentru prietenie, îi mulțumesc pentru că a fost și pentru că a dăruit acestei nații
din prea plinul sufletului lui, un talent uriaș, multi-pluri. Așa e, dimensional, da. Dimensional. Și am senzația că veghează asupra noastră de acolo, de unde este pe steaua lui luminoasă. Și eu zic la fel, simt lucrul ăsta. Da. Celor care ne-a permis să intrăm în zona lui, în sfera lui de lumină, e cu noi. Isabel? Să închei. El, datorită lui Ghiuri, a luat naștere și proiectul pe care l-a amintit mai devreme, de la Maria Tănase la Edith Piaf, pe care l-am completat prin Micul Paris cu muzică românească interbelică. A fost sugestia și titlul dat de Ghiuri. Frumos. Da. Și revenind la tango. Te rog, țineți vorba. Vorba, pentru că este momentul să ascultăm un prim cântec în această emisiune și hai să începem chiar cu cel despre care am vorbit, Tango Ireal, primul tău tango. Tango Ireal, scris de tine. Care spune povestea unei femei ce își regretă iubirea. Nu știm dacă a fost părăsită sau iubirea ei a murit, dar versurile sunt foarte profunde și frumoase. Hai să le ascultăm. Există și un videoclip pe care îl puteți urmări pe canalul meu de pe YouTube. Da. Tango Ireal, Jezebel. Te veo llegar, sueño que quisiera realidad. Brisa que me trae tu sombra entre la niebla, no puedo olvidarte. Y vuelvo a recorrer el tiempo atrás, sigo tus pasos. Nada falta, cierro los ojos, giro en la eternidad. Vas por mi espalda, a mis caderas, y con nuestro abrazo.
Minunat tangoul tău, da, e minunat, da, mi-a plăcut. De prima dată când l-am auzit și dacă ți-aduci aminte am vorbit și am zis hai la radio când e gata albumul să vorbim despre el. Am tot așteptat, dar iată că n-au mai reușit să mai apară decât câte cântece? Unu. Doar unu, deci unul, ai reușit doar două să... Acum te rog să-ți continui ideea legată de acest album de tango. Cel de-al doilea cântec pe care auditoriul nostru va asculta este Los Fuegos de la Muerte. A fost inspirat atunci când am citit poezia lui Paul Celan, Tătesughe, tradus în limba română ca Tango al Morții. Paul Celan a avut un istoric de viață pentru cei ce-i cunosc viața și creația, un parcurs de viață fabulos. El și-a pierdut din nefericire majoritatea rudelor la Auschwitz. Ei, această poezie este atât de tragică și de sensibilă încât instantaneu am simțit nevoia și am compus acest cântec care sper să vă placă. Iar versurile sunt copleșitoare și ele, scrise de minunata Sandra Redder, care este de origine germană, are origine spaniolă și germană, este născută în Argentina și trăiește în Barcelona. Este cântăreață de tango, compozitoare, producător, poet. Cum ai ajuns la ea? Cum ai ajuns la ea? Știi, cu mâna destinului, Dumnezeu pune la oaltă oameni, nu întâmplător, așa că nicio întâlnire în viața asta nu e întâmplătoare. Știu și avem bine o cunoștință comună și am lansat universului o întrebare. Compun niște tangouri și am nevoie de un poet de limbă spaniolă, care să scrie spaniolă, pentru că voiam să fie autentice, să sune ca în Argentina, ca la mama lor acasă, ca la Buenos Aires, unde am și rude de altfel, fratele bunicii mele. Oh, interesant, deci va trebui să ajungi să cânti tango la Buenos Aires. Așa, și prin prietena noastră, Antoaneta Roman, fata regretatului domn Roman, pe care îl știm cu toții, pentru că a făcut emisiune absolut fabuloasă și ne-a dat rețeta de bucate, domnul Anton Roman, așa, ne-a dat rețeta da. Aceea, culegerea aceea de bucate românești fabuloasă. Da. Și așa am cunoscut-o pe Sandra Redder. Și mi-aș dori foarte mult să aduc, să prezint publicului, să dau oamenilor aceste cântece care sunt izvorâte din suflet, nu este nimic comercial în ele. De altfel, eu nu sunt comercială în ceea ce fac, spre nefericirea sau a buzunarului meu. Aș putea fi foarte comercială, însă am ales să nu fac acest compromis, pentru că prefer să rămân autentică și chiar dacă publicul nu este atât de numeros, prefer să nu ne mințim unii pe absolut, alții. Absolut, absolut. Încă o dată spun că mergem la esență și că pentru noi, pentru unii dintre noi, este mai important a fi decât a avea. Mereu spun lucrul acesta. Da, și din fericire există și oameni care sunt pe aceeași lungime de undă cu noi și despre asta mai povestim. Vreau să ascultăm acum cântecul Los Fuegos de la Muerte. De la Muerte. Un tango, Jocurile Morții, da, un tango semnat Jezebel. Huella de tus pasos, el desorden de tus gestos, piel de ternura que dejarás aquí como una estela es tu leve tiempo que es efímero eterno. Ilusorio real, como es un sueño. Partir, llegar, son siempre ahora. Deje y destaca la vida en su lienzo. Es tu destino, un laberinto. De luces
en sombras. En cíclico rodar encuentro y despedida caras del azar. Quizás en el vacío está la inmensidad. El tiempo de carencia te impulsará. Te envuelve, que te lleva, son la vida y la muerte en vuelo. Sombras en el aire, nada más. Son los juegos de la muerte que visitan tu universo. Son los juegos de la vida que contienen siempre su revés. La partida que es eterna va en tu sangre, es memoria y luz, un poema que no deja nunca de escribirse, de olvidarse. Es principio y es final, así como una fugaz. Da, într-adevăr, și acest cântec este răscolitor ca tot ce înseamnă, de fapt, o anumită parte a tangoului, pentru că știm foarte bine că tangoul are în el și forța de a-ți dărui foarte multă bucurie. Te-ai gândit să scrii și un tango în zona asta a bucuriei? Da, pentru că tangoul, pentru cunoscători, iar pentru cei care nu sunt familiarizați cu el, are și zone luminoase, milongile, milonga. Milonga, sentimental, da. Da. Sau valsul, pentru că este vals tango și milonga. Atunci când se dansează, tandele, așa se numesc aceste calupuri de tango, conțin patru cântece. Obligatoriu, unul trebuie să fie milongă și unul să fie vals. Și atunci... Da, are și această parte jucăușă și luminoasă, dar în esență tangoul este sentimental, nu neapărat tragic, este dramatic și plin de pasiune. Să nu uităm da, că așa era cum... pornit din porturile Argentinei. Așa este, și, da. Din Uruguay. Da, am vorbit despre astea cu Mariano Castro. Da, între bărbați și nu de femei. Și a fost blamat și rău famat la începuturile lui până ce a fost ridicat la statutul de artă, pentru că, într-adevăr, este artă. Și aș putea să fac aici, legat de spiritualitate și de kinestezie și sensitivitate, fac o paralelă așa cu Julita Manea, dar eu mă refer acum la... La Maneaua Manea adevărată, cea cântată de Anton Pan, da? În vremea lui Anton Pan, da. Exact, și cea cântată în Orientul Mijlociu are același nivel de vibrație tangoul cu Maneaua. Este, așa cum este și fadoul portughez.
Exact, la și nivelul, doina la noastră, nivelul de fapt. Da, da. Ei, și vibrațional, doina și fado-ul se manifestă în altă parte. Tango-ul și maneaua sunt undeva în zona Manipura Chakra, dar aici da. Intrăm în alte discuții. Așa, da, 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 mai puțin înțeleasă de... Da, da, fiindcă aici ajung la ezoterism. Așa, așa, ajungem da. Acum înainte și la... Înainte de ezoterism, vreau să mai deschid o paranteză, dacă îmi permit, da, legat da, da. De tango, ca să încheie acest capitol, da. Și anume că, în sfârșit, după ani mulți, am reușit să găsesc un bandoneonist în Germania, că în România... A fost unul singur și s-a rătăcit pe drum și acum a mai apărut unul, dar e prea departe, așa că am găsit unul mai aproape aici, lângă casă, în Heidelberg, și am pus la cale un proiect de tango cu care sper să ajung și în România. Și este un trio și m-am adăugat eu lui, va fi un quartet, voce, bandoneon, vioară și pian. Frumos. În care vom aborda, evident, tangourile clasice, tradiționale, dar și nuevo tango și, bineînțeles, tangourile pe care sper să le scot la lumină. Pe toate. Deci, încă o dată, mă bucur. Da, mă bucur tare, tare mult că ești acolo în miezul muzicii pe care ai ales să oferi publicului tău și pentru asta te felicit. Din păcate, lucrul ăsta se întâmplă din ce în ce mai rar la ceea ce se întâmplă în general în peisajul românesc. Da, hai și să nu ne... numai. Da, și nu numai. Așa este. Mai știm și pe alții care cântă și habar n-au despre ce cântă. Da. Nu suntem noi oaia neagră, da. Chiar cea mai neagră. Da, da, da. Hai să vorbim, pentru că trece timpul foarte, foarte repede, da. Să vorbim acum despre celălalt proiect al tău, care a fost în... Proiectul meu, alt proiect de suflet da, al meu, da. Care a fost pe 10 da, da, da. La Sala Gloria. Este un spectacol unic în România, aș putea spune, acesta Hierogamie Incantații, iar cel din 10 a avut un element surpriză care este unic la nivel mondial, pentru că am reușit să conving un derviș, femeie. O femeie, foarte important, da. Da. Să se manifeste exoteric. Vezi, ăsta exoteric. A fost motivul pentru care am început această emisiune cu Rumi, pentru că, pregătindu-mă pentru emisiunea ta, mi-am adus aminte de faptul că există o dimensiune a femeii despre care se vorbește mai puțin spre deloc, aceea femeii mistice, așa cum spuneai tu, a femeii derviși. Majoritatea oamenilor cred că a fi derviș este o treabă exclusiv masculină, bărbătească. Și eu am aflat mai multe despre ce înseamnă a fi derviș în vizitele pe care le-am făcut în Anatolia, în estul Turciei. Și, mă rog, în alte locuri de legendă de acolo. Nu am știut până la tine că există sau că au voie să se manifeste femeile derviși. Există și sunt lineaje străvechi de femei derviși, doar că ele nu sunt exoterice ca bărbații, adică nu se manifestă în public din cauza cutumelor sociale, culturale, tradiționale, chiar și religioase. Să nu uităm că dervișii nu îi regăsim doar în zona Turciei, ci îi regăsim și în Siria, în Iran, Irak. Deci tot bazinul, tot Orientul Mijlociu a fost atins de această latură a spiritualității. Dar femeile derviș există și se manifestă, însă în spatele ușilor închise. Și am convins-o pe Sara Estera Badăian, cu numele de derviș Alima, să iasă pe o scenă publică în fața unui public mixt, evident. Este o persoană senzațională, este un om fabulos, Estera Badăian este nevăzătoare din naștere, ea este traducător, puteți să luați că vorbim de Rumi și vorbim de această zonă culturală, puteți să luați cartea pe care ea a tradus-o a lui Hafez cu poeme, că vorbim tot despre da, iubire. Da, da, da. Și puteți să o cunoașteți pe Sara în workshopurile pe care ea le ține despre dezvoltare personală și despre spiritualitate. Este un om fabulos, care nu are nici măcar 30 de ani, care a studiat toate religiile umanității și a ales să devină
derviș, trecând, da, bineînțeles, și prin creștinismul ortodox. Acum... Ea este, provine dintr-o familie mixtă. Și acest spectacol, Hierogamie Incantații, pe care eu l-am gândit, este o incursiune în spațiul ezoteric. Putem vorbi despre șamanism aici, despre o călătorie prin curente religioase și culturi străvechi. Pentru că atunci când eu aud un instrument aparținând unei culturi străvechi, eu intru într-o transă conștientă, mă conectez la acea lume și încep să emit muzică, să aduc de acolo cuvinte, simbol și dans ritualic. Iată cum ești conectată direct la divin. Se știe că muzica dervișilor este o muzică ancestrală pură, plină de energie, pură, la care te poți conecta doar dacă înțelegi și sensul rugăciunii și a relației tale cu divinul. Dacă ele nu există, nu înțelegi nici muzica, nu-ți spune nimic nici muzica și nu poți să te conectezi la acest gen de spiritualitate. Clar. Clar, iar muzica ajută sunetele așezate într-o anumită manieră, ajută să sublimezi, să transcenzi, să transmuți energii, emoții, stări și te ajută să te interiorizezi, să ajungi la adevăratul tău sine, la acea scânteie de divinitate care zace în fiecare dintre noi, la acel suflet, la acea esență nemuritoare care suntem până la urmă, pentru că ceea ce noi confundăm cu persoana noastră nu este decât un vehicol, dacă vrei să-i spui așa. Restul, când aduc mâna și spun eu, mâna mea se duce acolo unde este Anahata chakra, chakra iubirii, acolo frumos, unde, da, există esența noastră de divinitate, pentru că suntem după chipul și asemănarea și ea este Dumnezeu, indiferent iubirea, ce nume poartă, și ea este iubirea, pentru că Dumnezeu este iubire pură, infinită. Genul acesta de spectacol poate fi și unul vindecător. Da, pentru că, așa cum spuneam, are și un aspect șamanic. Este un spectacol care, dincolo de actul artistic, creează, produce vibrații purificatoare, vindecătoare, creează frecvențe care ne ajută să transcendem 3D-ul, dacă vrei, lumea aceasta materială, și să ajungem la senzații, la trăiri, dacă suntem deschiși, și la conexiune, pentru că totul este într-o conexiune, nimic nu este de capul lui. Așa este. Totul este legat și atunci putem să creăm această conexiune între cel ce emite și cel ce recepționează. Să știi că am simțit lucrul ăsta când am văzut un spectacol al dervișilor și am cumpărat muzica lor, puse pe CD, Doamne ajută, și am ajuns acasă și am încercat să mă conectez. Până când nu am fost cu totul eliberată de cotidian, n-am reușit să intru în starea aceea de grație pe care muzica dervișilor ți-o poate oferi. Trebuie să te conectezi cu totul la acea stare. Este o altă formă de meditație sau de rugăciune, că despre asta este vorba, despre centrarea în ființă, despre centrarea în esența noastră divină, pentru că doar acolo putem găsi fericirea autentică. Noi ne raportăm în majoritatea timpului la exterior și avem senzația că, cucerind fiecare dorință pe care o avem în viață, că vom atinge fericirea. Nu. Pentru a ajunge la fericire, și vorbesc din experiența personală, nu numai din ce am citit în cărți. E de lucru. Doar atunci când te întorci către sine, către adevăratul tău eu, doar atunci poți să atingi starea de fericire și o vei atinge, vei atinge starea de beatitudine și vei realiza uniunea cu divinul. Uniunea cu divinul, așa cum ești tu obișnuit, prin tradiție, prin naștere, prin cultura în care ai crescut, să percepi divinitatea. Te vei întâlni cu divinitatea cu care tu ești obișnuit. Este mult prea puțin spațiu, mult prea puțin spațiu pe care îl avem, Bela, să vorbim despre lucrurile acestea și îmi pare rău că trăstorbesc aici, dar va trebui să mai ascultăm, să ieșim puțin din zona ezoterică și să rămânem între cea de beatitudine pe care ți-o oferă muzica și mai ales vocea ta cântând, de exemplu, un cântec despre Paris.
Ascultăm cântecul, după care te rog să-mi vorbești pe scurt despre proiectul ăsta. Compagne con un douce expression. De milliers de couleurs, mon bras s'envole d'amour tendresse. Je me serai frère, je suis à Paris. De champagne en romantique à Rome. Je vis en rêve un milliard de étoiles, de chanteurs poèmes d'amour et je Da, a fost Vano Music Paris cu Jezebel, un alt proiect al tău, care unde este? Acest proiect a fost pus la cale cu un prieten ce mi-a fost client atunci când lucram la bancă. M-am împrietenit cu el și cu familia, bineînțeles, Octav și Mioara Chivulescu, inginer de meserie de altfel, care ia cât au compus acest cântec, el i-a scris și versurile și are și un videoclip filmat de el dintr-un concediu la Paris. Este da, este, este foarte frumos. Într-un studiu improvizat la el acasă, am făcut acest cântec, căruia am pus și backing vocal-ul, tot eu. Și da, și ne dorim să mergem mai departe cu el. E primul cântec din proiectul ăsta, da? Din proiectul ăsta, da. Și ne dorim să avem câte un oraș în fiecare. Ne ducem și pe la Viena, ne ducem și pe la Londra, vrem să avem un album cu orașe. Da, e, din muzica lumii, așa cum face Dulce Pontes. Din muzica lumii, exact. Și da. Ai amintit-o pe Dulce Pontes, am să povestesc despre un alt proiect de-al meu pe care mi l-am dorit tot așa de când eram copil, pentru că iubesc fadoul, am iubit-o
cum tata a iubit-o pe Amalia Rodriguez și cum fetele și adoră tati, evident că mi-am însușit toate plăcerile și pasiunile lui, mai puțin viciul fumatului. Și aici suntem pe aceeași lungime de undă. Da. S-am găsit într-un final chitaristul portughez, că în România nu cântă nimeni la chitară portugheză. Așa este. Ai. Un din alt păcat. Tip de a interpreta da. La chitară, tu ești chitaristă da. Și știi despre... Știu, eu am luat și eu din fadoul, celebru fadou Cansau du Mar și l-am adaptat pentru chitară și clapă. Chitară. L-am făcut altfel, nu mai sună cum sună originalul, așa cum trebuie să sune un fadou, de exemplu. E altceva. Și am avut bucuria să-l întâlnesc pe Luis Maria Costa Hölz. În țară? Sună foarte straniu. Nu, sau în Germania? În țară, nu, în țară, da. Dar el este, acum s-a mutat la München pentru că soția lui va duce pe lume doi băieței gemeni și el este jumătate portughez și jumătate neamț. Are un părinte portughez și unul neamț, așa că am reușit ca să vezi... Da. Cum a ajuns? Voi v-ați văzut în România, da? V-ați întâlnit în România, cum da. Așa? Noi ne-am întâlnit în România tot prin mâna destinului așa, tot prin oameni care nu întâmplător s-au cunoscut. Am cunoscut-o pe Mădălina Ioana Petre, bănuiesc o știe, este o chitaristă foarte, foarte talentată. Și ea a locuit mult în Lisabona și cunoscându-se cu Luis, eu căutam chitarist, ea zice, eu mă ocup acum de doctorat, n-am timp, dar am cunoscut un personaj cu care te-ai potrivit perfect și uite așa, mâna destinului ne-a adus împreună. Și acum fac drumuri la München ca să facem repetiții și sper ca în toamnă acest proiect să ajungă și la București, pentru că Luis se va întoarce la București. Așa că vom... și mai mult, el își dorește tare mult să învețe să cânte la cobză și da, să cânte muzică veche. Și am trimis culegerea lui Anton Pan și în Germania vom cânta Minunat. Muzică românească veche, iar în România vom cânta fado. Minunat! Da. Așa da. Că lucrurile se leagă atât de frumos când îți deschizi inima și când ceri Dumnezeului, Universului. Da. Acum eu sper să se alege frumos și un alt proiect, dar despre acest proiect nu vreau să vorbesc acum nimic. Vreau doar să ascultăm în finalul acestei ediții a Întâlnirilor Capitale un cântec din care poate unii ar putea să deducă și altceva. Este vorba de propria ta interpretare a cântecelor Mariei Tănase. Bună-i vinul! Într-un registru rock. Gheorghiuliu, da, cu Bandidos. Da. Cu Bandidos, da. Da, da, da. Îți mulțumesc tare mult, Bella Jezebel, pentru cei care urmăriți ca artistă, iar dacă o căutați pe Facebook, o găsiți sub numele de Isabella Barbu. Mulțumesc tare mult și să ne întâlnim cu bine în concertele tale, ale mele sau ale noastre, cine știe. Îți mulțumesc din inimă, abia aștept să dea Domnul să se întâmple ce ne-am propus. Mulțumesc ascultătorilor și încă o dată pentru invitație ție și radioului. Nu-i vin.
place, dili 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 da. Unui vinul mi-a place, dili 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 da. Nu știu fie ce oi face, dili 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 da. Nu știu fie ce oi face, dili dili dili. Stay.